Când Domnul Dumnezeu a decis să îl creeze pe om, spune Sfânta Scriptură că înainte de a face lucrarea aceasta extraordinară, de a-l aduce pe om în existență, Dumnezeu a făcut niște pregătiri. Și toate pregătirile acestea însemnau constituirea unui cadru, a unor condiții în care omul să-și ducă viața din momentul apariției lui în continuare. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a făcut pământ și a făcut cer. Nu avea nevoie Dumnezeu de asta. Dumnezeu a făcut pomi, a făcut verdeață, a făcut flori, a făcut păsări. Și Dumnezeu a făcut soare, a făcut lună, a făcut stele. Pentru că într-un final, să spună Sfânta Scriptură, Dumnezeu a făcut o grădină, grădina Edenului. Și vă întreb pentru cine a creat Dumnezeu condițiile astea? Pentru om, nu? Dumnezeu nu avea nevoie de Grădina Edenului. În schimb, omul pe care Dumnezeu a vrut să-l aducă în existență avea nevoie de niște condiții speciale. Dumnezeu a vrut să-i creeze confort. Și credeți că Adam a avut confort în Grădina Edenului frății mei? Credeți? I-a lipsit ceva când Dumnezeu l-a adus în existență. Și a început să umble prin grădina Edenului, să locuiască în grida, grădina Edenului. Credeți că a lipsit ceva lui Adam? Nimic. Dumnezeu a știut să-i creeze confort. Eu vreau să vă spun, dragii mei, chiar și după cădere, preocuparea omului pe planeta asta este să aibă confort. Dumneavoastră, umblați după confort? nu aveți curajul să răspundeți. Toată ziua asta e preocuparea. Nu vreau să spun că e un lucru rău. Dacă Dumnezeu l-a început, când a vrut să-l aducă în existență pe om, a văzut că omul are nevoie de confort, de deci ce ar fi rău să umblăm după confort? Dar ce înseamnă confort, frații mei? Înseamnă totalitatea lucrurilor, haideți să le spun materiale, care contribuie la o viață civilizată, o viață comodă, o viață plăcută, o viață plină de împliniri, dacă vreți, de satisfacții. Am făcut această introducere pentru că Dumnezeu, din cer, prin Moise, le spune evreilor despre o vreme, când îi va lua Dumnezeu și va duce într-o țară binecuvântată. Și spune Sfânta Scriptură că în țara aceea va fi confort. Și ascultați cum definește Dumnezeu confortul din țara Cananului. Nu vei duce lipsă de nimic. Și mai jos. Vei mânca, te vei sătura, vei zidi și vei locui în case frumoase, Vei vedea înmulțindu-ți cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai. Care dintre dumneavoastră ați putea spune că vă aflați pe aici? Aproape toți. Nu? Aproape toți am putea spune că nu ducem lipsă de nimic. Mâncăm, ne îmbrăcăm, avem case frumoase, chiar dacă e un apartament la bloc, a că nu ni se înmulțește argintul și aurul, că nu merge afacerea așa cum aveam noi să meargă e altă poveste, dar una peste alta, frați și surori, nu ne lipsește nimic. E confort sau neconfort? Sigur. Numai că atunci când Dumnezeu prevestea confortul acesta pentru evrei, că vor ajunge să nu le li lipsească nimic, să locuiască în case frumoase, să li se înmulțească cirezile, turmele, aurul, argintul, Dumnezeu a tras un semnal de alarmă și a spus în versetul 14 la început, ia seama! La ce anume? Frații mei, la ce anume? Dacă Dumnezeu, dacă lui Dumnezeu îi place să trăim în confort. A lucrat de la început Dumnezeu la confort. Stă în cer sus și vrea să ne binecuvinteze să avem confort. Dumnezeu din cer, la ce mai trage semnalul ăsta de alarmă? Să zică, ia seama! Știți de ce? Pentru că, dragii mei, confortul poate fi periculos. Nu credeți, nu? Poate sau nu poate fi periculos? Dacă Dumnezeu din cer trage semnalul ăsta de alarmă și spune, ia seama! Dumnezeu știe mai bine decât noi câte pericole sunt în confort. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, în ziua de azi și în fiecare zi, să facem ce zice Biblia, să luăm seama că nu ne lipsește nimic să vegem în fiecare secundă a vieții noastre, suntem în pericol. Vreau să predic în această dimineață, cu ajutorul Domnului, despre viața trăită în confort. Și Dumnezeu să ne ajute să depășim toate pericolele, să nu cădem, dragii mei, în pericolele acestea, ci să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu de confortul pe care ni-l dă Dumnezeu. Și să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El dă pentru ființele noastre. Viața trăită în confort, dragii mei, poate fi. O viață de uitare. Ăsta e un mare pericol. Și poate întrebați: uitarea ce? Ce am putea să uităm în confort? Când nu ne lipsește nimic. Ce am putea să uităm? Haideți să vă citesc din Biblie. Că doar de aici am citit în această dimineață. Vezi să nu uiți pe Domnul. Pe Domnul legătura cu ce? Știți care e marele pericol atunci când trăim în confort? Să-l pe Dumnezeul care ne-a dus pe un traseu. Nu e așa că niciunul de aici nu v-ați născut în condițiile pe care le aveți acum, sau aproape niciunul de aici? Acum 40 de ani, acum 30 de ani, era tot așa? Aveați tot ce aveți astăzi? Sau e un drum pe care l-ați parcurs? Spunea Dumnezeu evreilor așa, aduți aminte de tot drumul. Ai fost undeva. În Egipt. Rob, în Egipt. Alte condiții. Te sculeai când îți spunea stăpânul, te culcai când îți spunea stăpânul. Mâncai când îți spunea stăpânul. Trai în condițiile pe care ți le oferea stăpânul. Și de acolo Dumnezeu te-a luat și te-a pus pe un drum spre confort. Recunoașteți în această dimineață, frați și surori, că a fost un drum pe care l-am parcurs până să ajungem în situația în care suntem astăzi. Să avem ce avem? Recunoașteți? Și poate zice, sigur, ne aducem aminte, e muncă, trudă. Am mers peste o tare și am stat 20 de ani, sau 5 ani, sau 10 ani, să muncim să avem ce avem astăzi. Dar nu uita, pe tot traseul acesta, a fost Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și nu uita când trăiești în confort și ai case frumoase și ți se înmulțesc veniturile. Nu uita că a fost un drum până aici pe care a venit Dumnezeu împreună cu tine și te-a dus până în locul acesta. Asta spune Dumnezeu în, în cuvântul din această dimineață. Și drumul acesta. Nu a fost doar muncă și trudă, Deci a fost și muncă și Truda. Drumul acesta a fost drumul unei școli. Poate întrebați ce școală. Când n-ai avut ce ai astăzi, ce mai puțin, n-ai locuit unde locuiești astăzi, în alte condiții mai modeste. Toate acestea, spune Sfânta Scriptură, a fost școala lui Dumnezeu. Să te învețe Dumnezeu că omul nu trăiește numai cu, cu lucrurile astea. Și mă întreb dacă am învățat școala asta. Când aveam mai puține. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul ați învățat școala asta. S-am uitat că drumul ăsta a fost școală. Și că în vremea aceea, dragii mei, când aveam mai puține decât astăzi și nu confortul de astăzi, Dumnezeu era mereu lângă noi să ne vorbească, să ne spună, să ne învețe, să ne adreseze sufletului. Am uitat vremea ce a fost școală. Dar drumul ăsta n-a fost doar școală. Drumul acesta a fost testare. Știți că și confortul cu abundența e testare, dar știți și lipsa, și momentele acelea mai, cu mai puțin confort sunt tot testare. Știți asta? Dumnezeu zice, scriptura aici te-a lăsat să suferi de foame, de sete. Te-a dus prin locuri pustii. De ce te-a dus Dumnezeu pe acolo? Credeți că Dumnezeu nu avea un alt drum? Avea sau nu avea? Că nu era drumul obișnuit pe care a dus Dumnezeu. I-a pus să facă ocol. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să te încerce. Și dintr-o dată, în condițiile astea, când n-ai una, când nu ai alta, să ți se vadă gândurile inimitale. Cum te comporți? Ce zici când nu ai? Ce gândești când nu ai? Cum îți trăiești viața când nu ai? E stare sau nu e stare? Sigur că e testare. Și stau și îmi răscolesc memoria mea și îmi pun întrebarea, Doamne, când n-am avut câte am astăzi, când n-am umblat întotdeauna cu mașina, nici dumneavoastră. N-am avut întotdeauna condițiile de la bucătărie ca astăzi, nici dumneavoastră. Când nu le-am avut pe astea Dumnezeule, ce era în mintea mea, ce era în inima mea? Cum trăiam viața atunci în relație cu tine? Când n-ai vrut tu să am ce am astăzi? Dar drumul ăsta n-a fost școală și testare, doar. Și ascultați-mă că e foarte important ce vă spun acum, frații mei. Drumul acesta de la alte condiții spre confort. A fost vremea și a fost locul în care Dumnezeu m-a învățat un alt confort. Am luat surprins ieri după masă când am citit în Biblie și am descoperit că, de fapt, este și un alt fel de confort decât acesta când nu-ți lipsește nimic, pentru că e abundență. E un alt confort. Și atunci când n-aveam ce am astăzi, am avut un confort. Și asta le spune Dumnezeu evreilor. Și în capitolul 2 din Deuteronom, versetul 7, cuvântul Domnului spune cam așa. De 40 de ani, de când Domnul Dumnezeul vostru este cu voi, n-ați dus lipsă de nimic. Vă vine să credeți. Frații mei, vă vine să credeți că dacă citesc istoria lor, văd că la un moment dat n-au avut carne, n-au avut apă și cu toate acestea Dumnezeu din cer zice 40 de ani. Când ați umblat prin pustiu ăsta, ați avut confort că n-ați dus lipsă de nimic. Doamne, ce fel de confort o fi asta? Ce fel de confort? Că nu-i ca ăsta alt. Știi ce fel de confort? Confortul dependenței de Dumnezeu. Credeți că așa e confort? Nu te duci în cămară să iei că ai de unde. Că nu aveau de unde să evrei din cabară. Dar strigau la Dumnezeu și Dumnezeu le dădea. E confort. Nu te duci la robinet să dai drumul la apă, că n-ai de unde. Dar strici la Dumnezeu din cer și Dumnezeu din cer deschide stânca și te și bei pe săturate. E confort asta? 40 de ani, zice Dumnezeu aici. Nu vi s-au învechit hainele. Picioarele nu vi s-au umflat. N-ați fost bolnavi. Și uităm că este și un alt fel de confort. Când trăim în confortul ăsta al abundenței. Pentru că îl uităm pe Dumnezeu. Și, frații mei, când în confort îl uităm pe Dumnezeu. Știți ce semnal îi dăm noi lui Dumnezeu? Și e foarte periculos. Îi dăm lui Dumnezeu semnalul că tot ce a făcut El pentru noi pe drumul ăsta. E de prea puțină importanță pentru noi, nu prea are valoare. Mă auziți? M-a dus Dumnezeu de unde am fost. Până la confortul de astăzi, poate 40 de ani. Alții poate ați ajuns mai repede, poate 20 de ani, poate 30 de ani. Dar tot ce a făcut el 40 de ani până am ajuns la confortul ăsta, n-are valoare, de prea puțină importanță pentru mine. Pentru că l-am uitat pe Dumnezeu. Și dacă e de prea puțină importanță ce a făcut Dumnezeu pentru mine, frații mei, nici nu mă simt dator lui Dumnezeu. Câți de aici vă simțiți dator lui Dumnezeu pentru confortul de astăzi? Câți? Pentru că mâncați pe pentru că vă, vă, îmbrăcați așa frumos. Poate după ultima modă. De ce după ultima modă? Pentru că locuiți în case frumoase, cum spune Biblia aici. Câți dintre dumneavoastră vă simțiți dator lui Dumnezeu? Dar dacă nu pe Dumnezeu, nu te simți dator lui Dumnezeu. Dacă nu-i valoros ce a făcut pentru tine, cum să te simți dator lui Dumnezeu? Că l-am uitat pe Dumnezeu. Frății mei, spune Sfânta Scriptură aici, când vei mânca și te vei sătura, așa ca noi în vremea asta, nu uita că ai o datorie către Dumnezeu, și spune aici așa, versetul 10, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău. niciodată în viața ta când mănânci și te saturi, să nu cumva să crezi că n-ai datorie față de Dumnezeu. Ai datorie față de Dumnezeu. Când mănânci și te saturi, când intri poate în casa frumoasă în care locuiești, să nu uiți să binecuvintezi pe Dumnezeu. Așa spune Biblia. N-aș vrea să vă aduc foarte multe exemple, timpul trece din Biblie, să vedeți cum Biblia ne spune că asta e datoria noastră. Să nu uităm binefacerile Domnului, de la cele mici până la cele mari, să-L binecuvântăm pe Domnul lor ce vreme pentru toate binefacerile. Și a rămas surprins, dragii mei, ieri după masă să citesc în Biblie, că Domnul Iisus Hristos a luat o pâine. Știți ce a făcut? A binecuvântat a luat un potir cu rodul viței, știți ce a făcut? A mulțumit. Auziți? Fiul lui Dumnezeu coborât în lumea noastră, când ia bucata de pâine, știe, am o datorie față de Dumnezeu, să binecuvintez. Când iau paharul acela, am datorie față de Dumnezeu să mulțumesc. Pentru că nu uită de Dumnezeu. Viața de confort poate fi o viață de uitare. De aceea zice Dumnezeu, ia seama. În al doilea rând, viața de confort poate fi o viață de răzvrătire. Răzvrătirea are de a face, dragii mei, cu autoritatea. Și autoritatea se exprimă de obicei prin legi, prin porunci, prin uh, reglementări, prin reguli. Și spune Sfânta Scriptură aici, ascultați-mă: Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău și să umpli în căile lui și să te tem de el. Pentru că Dumnezeu vede că ăsta e marele pericol când suntem în confort să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, să nu mai recunoaștem autoritatea. Și știți cum se manifestă asta? Nu mai avem nicio teamă de Dumnezeu. Nu vrem să știm de autoritatea lui Dumnezeu. Nu ne mai temem de Dumnezeu. Adică nu vrem să acceptăm faptul că Cel care a, a pus legile astea în scripturi le-a pus în fața noastră într-o zi, nu știu când vrea El, are puterea să pedepsească orice călcare de lege. Credeți asta? Și mă tem de Dumnezeu. El este legiuitorul, cel care stă la originea legii lui Dumnezeu. El este cel care se uită din cer la călcările de lege și are autoritatea ca orice călcare de lege într-o zi să o pedepsească dacă nu există pocăință. Când m-am răzvrătit de înaintea lui Dumnezeu, nu mă mai tem de el. Nici nu mai vreau să ascult de Dumnezeu. Dar știi ce se mai întâmplă? Când mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, îmi creez principii proprii de viață. Asta le pun deoparte. Nu mai valorează nimic. Ce a zis Dumnezeu nu mai contează. Nu este important. Am eu principiile mele de viață. Și câteva dintre ele, știți care sunt frații mei? Le-am luat tot din Biblie viața stă în belșugul avuției. Câți oameni de pe planeta asta, sau nu, nu, de pe planetă, câți oameni din Clujul ăsta cred că viața, valoarea vieții este în belșugul pe care îl ai? Câți? Ce mai mulți? Recunoașteți? A venit la Domnul Iisus Hristos unul și a zis, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră se certau doi frați pentru moștenire. Asta nu e ceva nou, cearta pentru moștenire. E de când din lumea. Știți ce a zis Domnul? Feriți-vă de orice lăcomie de bani. Că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Când pun asta deoparte, îmi crez un alt sistem de valori, alte principii de viață și spun, viața stă în belșug, în belșugul la Și toată viața mea, de dimineață până seara, numai asta fac. Dar un alt lucru, dragii mei, care mă preocupă atunci când mă răzvătesc împotriva lui Dumnezeu, știți care este? Viața va fi multă vreme de acum înainte tot așa, în confort. Nu așa gândiți. Nu recunoașteți. Dar fiecare gândim așa. La 20 de ani, tot așa gândim. La 40 de ani, tot așa gândim. La 60 de ani, culmea. Tot așa gândim. Viața va fi multă vreme de acum înainte, tot așa. În confort. Când a venit omul acela la Domnul Isus Hristos să vorbească despre fratele lui, să împartă moștenirea, Domnul a spus un fel de pildă despre un om la care i-a rodit țarina foarte mult și a zis, știu ce am să fac, o să stric bar le fac altele noi, îmi adun acolo, câți mai mari, îmi adun acolo toată bogăția, toată averea și zic sufletul meu, suflete, mănâncă, bea, veserește te ai multe adunate pentru mulți ani. Adică mulți ani de acum înainte viața va fi așa, un chef continuu. O veselie continuă. Viața de acum încolo va fi odihnă, va fi, va fi veselie, va fi bucurie, va fi, va fi asta. Pentru că ne-am răzătit împotriva lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos zice, nu, nu, viața ta va fi până la noapte. Nu mulți ani de acum vor fi la fel. Până la noapte va fi așa. Și la noapte lucrurile se vor schimba. Și vă întreb în această dimineață, dragii mei, câți de aici știți că nu se vor schimba cumva lucrurile pentru dumneavoastră la noapte? Aveți această certitudine? Nu avem această certitudine. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă în confort să nu mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu să las principiile de viață așa cum a lăsat Dumnezeu aici să nu fac altele să încep să păzesc poruncile lui Dumnezeu să mă tem de el Domnul să ne ajute încă un lucru vreau să mai spun dragii mei și apoi să ne apropiem să încheiem surba din această dimineață în al treilea rând viața de confort poate fi o viață de negare și poate întrebați negarea ce? negare a contribuției lui Dumnezeu la confortul de astăzi Zice Dumnezeu prin gura lui Moise când vei intra acolo în țară și vei mânca și te vei sătura și va fi din belșug. Vezi, nu cumva să zici. Ce să zici? Ce să zici, frații mei? Că Dumnezeu nu are nicio contribuție. Că toată contribuția la tot ceea ce am este contribuția mea. Mâna mea, puterea mea, Dragii mei, lucrurile astea se petrec mai întâi aici la nivelul gândurilor. Aici începem să gândim uitându-ne la imperiul nostru care s-ar putea să însemne patru camere. Și să zicem, aici e contribuția noastră. E pe feciorul tău că doar poate și stai în curte și arezi casa și zici, băi băiete, aici e munca mea de 20 de ani. O fi. Dar nu uita. Contribuția lui Dumnezeu e acolo. În munca ta de 20 de ani. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu este cel care ne-a dus în starea aceasta. Contribuția lui Dumnezeu, dragii mei, este pentru că Dumnezeu este cel care ne-a dat putere. Zice aici, eu ți-am dat putere să le câștigi. Ce fel de putere? Să muncești. Știți că sunt. Tineri în lumea asta, 20-30 de ani, care nu pot să muncească. Știți asta? Sunt bolnavi. Dumnezeu ți-a dat putere să, să muncești. Nu doar că ți-a dat putere să muncești, ți-a dat minte să muncești. Să faci planuri. Într-o zi, Iacov a vrut să plece de la Laban și la ban l-a chemat și a zis, uite, hai să negociem salariu, Să vă ce simbri Și a zis, ia cu uite ce aș vrea. Să-mi dai din turma asta ta tot ceea ce înseamnă miei bălțați, sein, negri și din capri la fel. Și este acolo în Biblie ceva ce n-am priceput niciodată și poate nu o să pricep niciodată în viața asta. E un fel de inginerie genetică, dacă vreți. Spune Sfânta Scriptură că Iacov se ducea și lua niște nuiele și le lua coaja de pe nuiele și le punea în jgheaburi când venea oile să se adapte. Să zamislească uitându-se la nuiele acelea și când zămislea uitându-se la nuiele, ieșeau mie cum, vreau el, cum vrea el. Seini, bălțați, negri. Vă vine să credeți. Cine a dat mintea asta? Spune Biblia că așa s-a întâmplat. E contribuția lui Dumnezeu dacă într-o zi Iacov avea turme mai multe decât la bani. Chiar dacă Iacov a făcut niște, niște lucruri acolo, avea minte, a dat Dumnezeu minte. Și nu știu ce afacere ai, și nu știu ce proiecte de, de viitor ai, și nu știu ce, în ce te-ai implicat până acum de a ajuns la confortul acesta. Dumnezeu ți-a dat minte dacă ai lucrat în limitele voiei lui Dumnezeu. Implicarea lui Dumnezeu este aici. Ți-a dat putere, ți-a dat minte. Dar implicarea lui Dumnezeu poate fi, dragul meu, și acolo că te-a protejat de multe nedreptăți. E adevărat că în lumea asta în care e bătălie pentru confort sunt multe nedreptăți? E adevărat? Credeți în protecția lui Dumnezeu? De nedreptățile lumii acesteia. De cei care alături de tine vor și e confort, se bat pentru confort și au impresia confortul lor este dacă, dacă îți fac pagubăție. Ei și Dumnezeu din ce s-a implicat. Și vă duc la același și după aceea închei frății mei. Într-o zi asta de vorbă cu familia lui și a zis nevestelor Lia și Rahela, tatăl vostru de 10 ori m-a înșelat până acum. De deci 10 ori mi-a schimbat simbria, adică mi-a schimbat salariul. L-am tot negociat salariul și mi l-a schimbat de 10 ori că de fiecare dată avea impresia că eu câștig și el pierde. Și mi-a schimbat de zeci ori salariul. Dar Dumnezeu din cer m-a protejat de nedreptatea asta. Că zicea el, uite, miei bălțați sunt ai tăi. Că avea impresia că mai puțin. Dumnezeu făcea ca toate oile în anul acela să facă mie bălțați. Așa spune Biblia. Se uita la bani, nu-i să creadă și zicea, nu, nu, anul viitor altfel. Miei eseini sunt ai tăi. Și culmea, toate ele făceau meseini. Cine l-a protejat pe, pe Iacov de nedreptatea socrului să frații mei? Dumnezeu din ce? Credeți că Dumnezeu ne poate proteja de nedreptățile care ne se facă în lumea asta? Amin. Trebuie să vedem asta. Trebuie să ne bizuim pe Dumnezeu pentru asta. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă opresc aici pentru că timpul a trecut. Nu uitați, suntem în confortul de astăzi când nu ducem lipsă de nimic pentru că ne-a adus Dumnezeu pe un drum. Și în confortul acesta trebuie să veghem, să luăm seama, dragii mei, să nu uităm pe Dumnezeu. Să nu ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu. Să nu negăm contribuția lui Dumnezeu la ce suntem astăzi. Datorită lui Dumnezeu suntem astăzi. Și avem datorie în fața acestui Dumnezeu să-L binecuvântăm și ori de câte ori uh, Realizăm confortul acesta și mâncăm și ne odihnim și ne îmbrăcăm să lăudăm pe Dumnezeu pentru că El ne-a dat confortul acesta.